Cetgovora va prelua până la sfârșitul lunii februarie cele două cariere miniere Berbeș și Alunu, în prezent activ ale complexului energetic Oltenia. Directorul general al Cetgovora, Mihai Bălan, le-a explicat consilierilor județeni în ședință că fondul proprietatea nu a ridicat obiecții cu privire la preluarea minelor de la Berbești și Alunu, iar dintr-un moment în altul, contractul va fi aprobat în AGA. Urmează ca săptămâna viitoare, luni, marți, miercuri, să se negocieze anexele. Joi, probabil la 11 sau la 12, se va semna contractul, dacă, bineînțeles, dacă va fi aprobat de către dumneavoastră, se va semna contractul la Târgu Jiu, semnarea oficială. Apoi, conform protocolului, se dă notificarea către Consiliul Concurenței și către Agenția de Rezerve Minerale, care trebuie să-și dea avizul pe acest transfer. Termenul maximal este de 45 de zile de răspuns. Este de 45 de zile din partea Consiliului Concurenței și de 30 de zile din partea Agenției de Rezerve Minerale. Noi sperăm că Consiliul Concurenței, care și-a dat un aviz prealabil, nu va întârzia atât și sperăm ca în data de 20 să avem cele două avize luate, urmând ca până la sfârșitul lunii, deci începând cu 1 martie, să se facă transferul efectiv. Deci, practic, de la 1 martie vom avea unitatea în interior.